și a scos banii de pe card de la un bancomat din Petroșani, dar a rămas fără ei după ce a fost trântit la pământ de către trei tineri de 18, 16 și 14 ani. Este vorba despre un bărbat din oraș care a rămas inconștient pe stradă după ce aceștia au tăbărât pe el cu pumnii furându-i 1000 de lei. În acest caz, polițiștii au stabilit că persoana vătămată, un bărbat de 42 de ani, a retras o sumă de bani de la un bancomat din Petroșani, iar în timp ce se deplasa pe o stradă din oraș, a fost abordat din spate de un grup de doi băieți și o fată care l-au trântit la pământ și i-au furat 1000 de lei pe care îi avea în buzunarul pantalonilor. Ulterior, cei trei au fugit, fiind urmăriți de persoana vătămată care a oprit-o pe minoră, încercând să o imobilizeze, însă unul dintre tineri i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul. Situația în care bărbatul a căzut și a rămas la pământ în stare de inconștiență, după care tinerii au fugit. Cei trei tineri au fost identificați în scurt timp de către polițiști și conduși la sediul Poliției Municipiului Petroșani pentru continuarea cercetărilor, aceștia fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie reclamată. Ulterior, aceștia au fost reținuți și prezentație magistraților care au emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele tânărului în vârstă de 18 ani și față de minora în vârstă de 14 ani, iar față de minorul în vârstă de 16 ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu tot pentru o perioadă de 30 de zile. Oamenii legii au reușit să identifice și să îi prindă pe tinerii tâlhari la o zi după ce au comis fapta.